Alături de mine la această oră este europarlamentarul Dragoș Pâslaru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru că mă aveți din nou în emisiune. E extrem de important să ne uităm în două direcții în acest moment. Una este cea legată de bani și o să vedeți, facem referire la PNRR și mai nou mini-PNRR, ceea ce, sigur, sună mini așa, dar în context o să vedem că este foarte, foarte bun și sigur o să vorbim și despre zona de muncă. Sunteți președinte al Comisiei de Muncă și se întâmplă lucruri importante. Începem cu banii pentru că situația financiară în general în Europa este una complicată în perioada aceasta, în România și mai și ce bani putem lua în plus? Există în acest moment o mare oportunitate pentru România. Din banii pe care i-am avut în cadrul mecanismului de redresare și reziliență alocați tuturor țărilor membre, există câteva state membre care, pentru că se pot împrumuta la rate de schimb foarte bune pe piețele internaționale, au renunțat la o parte din împrumut sau sunt pe cale să renunțe la o parte din împrumuturile pe care ar putea să le aibă. În cealaltă extremă, există țări cum este România, care se împrumută la niște rate de dobândă inimaginabile, a doua cea mai mare rată după Ungaria din toată Uniunea Europeană. Și atunci, practic, în acest moment sunt 77 de miliarde de euro care sunt la dispoziția statelor membre pentru a pune reforme și investiții pe masă și a trage din acești 77 de miliarde. Ca să înțelegem, Grecia, fără să știe dacă mai rămân bani sau nu, deci înainte a exercițiul Comisiei Europene în care a întrebat toate statele membre dacă au sau nu au nevoie de bani, a spus că vrea 5 miliarde de euro pentru sectorul privat, mai ales pe zona de eficiență energetică și a spus deja, uite, asta este planul pe care noi îl avem. Înainte, repet, ca să știm că există bani. La Strasburg, nu cu mult timp în urmă, am vorbit cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, mi-a confirmat că există banii și mi-a confirmat că România nu i-a cerut încă. Și atunci, practic, demersul despre care vreau să vorbim este faptul că România are o ocazie, odată, să se împrumute la niște rate cu mult mai joase decât o face, doi, să creeze un mini-PNRR, deci un pachet pe care l-am estimat undeva la 10 miliarde pentru ca să avem un efect de multiplicare în economie pentru sectorul privat. Vă aduc aminte că în PNRR-ul actual al României, sectorul privat are undeva sub 10% din alocare. Discutăm de alocări pentru infrastructură, pentru tot felul de lucruri și, într-adevăr, au fost multe lucruri necesare, dar sectorul privat a luat numai niște firimituri. În acest sens, ce ar trebui să facă România, ce ar trebui să facă inclusiv sectorul privat din România pentru a se ajunge la acești bani? Am avut deja o consultare cu sectorul privat la Biroul de Legătură al Parlamentului European, nu cu mult timp în urmă, și sectorul privat s-a arătat foarte interesat de a putea beneficia de acest cadru temporar de ajutor de stat, pe de o parte, care e acum încă disponibil, și de faptul că ar exista acești bani pentru a putea ajuta ca sectorul privat să-și facă investiții de care are nevoie pentru ce? Transformarea digitală, tranziția climatică, lucrurile care țin de competitivitate. Ce ar trebui să facă România? România ar trebui să pregătească un pachet de investiții și să se ducă la Comisia Europeană să spună: avem nevoie de banii aceștia pentru sectorul nostru privat, evident, și aici cel mai simplu lucru ar fi să ne gândim la niște instrumente financiare care să poată să nu mai ne ducă în modalitatea clasică în care se dau banii la companii private. Am avut un apel pe industria pe lucrătoare care a fost dezastros, cu vreo 300 de firme care au aplicat și 7 firme care au câștigat, ceea ce a creat o tensiune foarte mare în rândul companiilor din România. Mecanismul pe care îl sugerez și l-am discutat și cu mediul de afaceri și cu instituțiile europene este ceva de genul: mediul financiar bancar primește proiecte de investiții din partea sectorului privat, are o grilă de evaluare conform, spunem, regulilor pieței, dar primește garanție, subvenție de dobândă și o componentă de până la 40% de grant ca să susțină companiile, mai ales cele mici, cele autohtone, ca să poată să-și dezvolte și partea de flux de numerar și partea de proiecte de investiții de care au nevoie. Este ceva ce alte state dezvoltă deja de ceva vreme. Noi am încercat în timpul pandemiei cu acel IMM Invest, așa, care a fost un mix de rezultate, o parte pozitivă, o parte negativă. Acum am putea avea un instrument de nouă generație care să ducă economia României într-un alt nivel. Și atenție, un lucru important. De ce sectorul privat? Pentru că, până la urmă, dezvoltarea economică nu e făcută de politicieni sau de stat. Este făcută de sectorul privat și este firesc să ne preocupe problemele sectorului privat. Sectorul privat plătește pensiile, sectorul privat, până la urmă, acoperă găuri de 20 de miliarde din buget. Deci dacă am avea acest
capital pe care l-am pus la dispoziția sectorului privat. Pe de o parte am impulsionat România acolo unde trebuie, pe de altă parte am rezolvat această problemă pe care guvernul nu reușește să o rezolve încă foarte bine, și anume deficite și lucruri pe care le avem în acest moment ca găuri bugetare. Acești bani depind de marele PNRR, sunt cumva mecanismele legate sau le gândim independent? Aici este foarte bună întrebarea. Teoretic, ele sunt independente. Discutăm de alți bani care s-ar adăuga ca un capitol separat, așa cum adăugăm Repower-ul, de exemplu, ca un capitol separat de 1,4 miliarde. Aici ar fi a completa pe zona de împrumuturi cu încă, știu eu, 10 miliarde, așa cum am propus. Problema este că am discutat deja cu Comisia Europeană pe partea tehnică. Deci partea politică a spus, sigur, România trebuie să vină. Partea tehnică spune, dacă România vrea să ceară acești bani, ceea ce n-am primit încă cerința, trebuie să ne asigurăm că are capacitatea administrativă de a implementa. Iar noi suntem îngrijorați, ăsta e mesajul pe care l-am primit de la Comisie, deja cu implementarea lucrurilor pe care le avem deja. Mai pe șleau. Dacă până acum am discutat foarte mult în spațiu public despre reforme, pensii speciale, decarbonizare, avertizori de integritate, de data aceasta Comisia Europeană mi-a atras atenția pe ceva ce n-am crezut că e atât de grav, dar este grav, și anume faptul că din investițiile pe care le-am propus, foarte multe dintre ele nu le-am început. Și avem un termen stabilit prin regulament până în 2026, și atunci Comisia ne cere ca acum, când venim cu varianta revizuită, să încercăm cumva să ne uităm dacă mai se pot îndeplini sau nu. Banca Mondială a făcut o analiză de risc cu privire la investiții, iar rezultatele acestei analize de risc, ținută încă secretă de guvern, și asta folosesc și calea aceasta pentru a transmite că mediul de afaceri ar fi foarte încântat să înțeleagă totuși care sunt lucrurile pe care, și nu numai mediul de afaceri, cetățenii în general, cei care ne urmăresc acum ar fi interesați, unde sunt întârzierile. Lucrurile acestea sunt încă ținute secret și cred că este foarte important, asta este ultimul tren ca România eventual să le înlocuiască cu altceva. De aceea, îngrijorarea Comisiei este extrem de pertinentă. Dacă România nu va arăta că are capacitatea administrativă pe banii din PNRR existenți, va fi greu să-i convinge să ne dea alți bani. Eu cred însă cumva că înțeleg și pot înțelege, să spunem, de ce nu s-a cerut nimic încă dinspre România, dacă situația e asta, nu? Este un mod de a interpreta lucrurile, că având în vedere că suntem oarecum, și asta am mai văzut în spațiu public, inclusiv din prognozele pe care le avea Ministerul de Finanțe, cam câți bani europeni ar intra din PNRR în anul 2023 și tot scandalul acesta al înghețărilor pe care le avem. Ideea este că guvernul nu este foarte optimist că va trage foarte mult din PNRR în 2023. Atenție, anul acesta fiind cheie din perspectiva absorpției, pentru că după aia mai avem 2 ani și gata, mai mult sau mai puțin. Și atunci ce este important este într-adevăr să înțelegem care este situația reală. Din perspectiva Comisiei Europene, guvernul nu trebuie să facă decât să se uite ce investiții a pus, ce investiții este fezabil să termine, să le înlocuiască, și asta e atenție, n-ai o problemă să înlocuiești investiții. Reformele nu poți să le schimbi, dar investițiile poți să le schimbi. Poți, de exemplu, să crești prețul investițiilor pentru că ai avut inflație sau creștere de materii prime. Deci România trebuie să facă exercițiul ăsta, să-și facă casa în ordine și să-și pună casa în ordine pe partea de investiții, și apoi, evident, Comisia Europeană se va uita favorabil și la o suplimentare pe care am vrea-o pentru sectorul privat. Atenție, pe o schemă care nu e prin administrația publică, ci mai degrabă prin sectorul financiar.